Declarații în premieră venite direct de la conducerea Băncii Naționale a României. Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea a declarat pentru prima dată în istoria Băncii Centrale că protecția consumatorilor din domeniul bancar ar trebui să revină unei instituții financiare, chiar BNR-ului, și nu ANPC-ului, cum e în prezent. Declarațiile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât până acum BNR nu a intervenit niciodată pentru a proteja consumatorii atunci când au fost nemulțumiri din partea acestora în relație cu băncile. Două astfel de cazuri când BNR a stat deoparte sunt cazul creditelor acordate în franci elvețieni și cazul unor comisioane administrate abuziv de anumite bănci. Haideți să vedem declarația completă a viceguvernatorului BNR. Banca Națională nu calculează inflația, ci Institutul de Statistică calculează. Nu stabilește ea cursul. Acesta e stabilit de piață printr-un mecanism de flotare controlată. BNR doar îl comunică. Și nu stabilește iar roborul. Acesta este stabilit de tranzacțiile interbancare, iar BNR doar calculează media. Mai mult, potrivit legii, protecția consumatorilor nu este în sarcina noastră, ci a ANPC. Deși, în opinia mea personală, ar trebui să fie în sarcina unei autorități de supraveghere financiară, chiar a Băncii Naționale. Oficialul Băncii Naționale a României a mai spus că la finalul acestui an inflația va fi de 3,5%, iar pentru anul 2019 ținta estimată a inflației este de 3%. Stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară conduc la stabilitatea cursului de schimb. Așadar, Banca Națională apără stabilitatea prețurilor, stabilitatea financiară și stabilitatea cursului de schimb. În ce privește stabilitatea prețurilor, ținta noastră de inflație este de 2,5% plus minus 1%. Această țintă a fost atinsă în anul 2017, a fost 3,3% și va fi atinsă și în anul 2018, când estimăm că inflația la sfârșitul anului va fi 3,5%. Va fi atinsă și în 2019, când estimăm că va fi 3%. Ultimele date despre inflație arătau că în luna august nivelul acesteia era de 5,1%, în creștere față de luna iulie. Asta înseamnă că și prețurile au crescut în lanț. Față de finalul anului 2017, prețurile din august erau cu 2,22% mai mari, ca urmare a majorării cu 3,21% a prețurilor la mărfurile nealimentare, cu 1,56% a serviciilor și cu 1,23% a mărfurilor alimentare.